Tinerii încă merg la biserică. Într-adevăr, nu la fel de des ca înainte, dar cel puțin la sărbătorile importante nu ezită să calce pragul bisericii. Tinerii continuă să vină la biserică și dumneavoastră sunteți tineri și domnul cameraman sunteți tineri și în special în perioadele importante ale bisericii, cum ar fi perioada premergătoare acum învierii Mântuitorului, în slujbele de deni seara, ușor, ușor se apropie și tinerii și copiii în perioadele din afara acestor slujbe importante, să spun, ei vin, dar mai puțin pentru că au școală, au pregătiri, au și pe cele ale lor. Dar dacă de mii sunt învățați și partea trupească și partea sufletească, atunci îi dau roade, iar copiii copiilor lor, la rândul lor, vă dau roade, pentru că Mântuitorul Hristos, la judecata universală, când se va petrece, ne va despărți pe unii de alții, pe cum desparte păsului de capre, și celor care vor fi de-a dreapta lor, de-a dreapta lui, le va spune: iată, binecuvântați Tatăl meu și moșteniți împărăția celor, pentru că ați făcut niște lucruri importante pentru omenitate. Aceștia spun că sărbătorile sunt importante pentru ei și că măcar cu această ocazie se străduiesc să ajungă la biserică. Da, Paștele reprezintă pentru mine uniunea familiei, faptul că ne vedem toți, că ne găsim toți și avem timp să și discutăm în familie liber. Mai mergi la biserică? În timpul sărbătorilor mari, da, chiar merg la biserică, dar așa în timpul liber din cauza școlii nu prea am timp. Din punctul meu de vedere, mersul la biserică chiar ajută tinerii, mai ales în ziua de azi. Paștele reprezintă ceva, adică după ce petrec timpul de Paște alături de familie și spiritual înseamnă, doar că nu sunt cu tradițiile, cu reînnoitul hainelor sau astfel de lucruri. Îmi place Paștele, sunt credincios și îmi place mâncarea de Paște, bineînțeles. Aș vrea să-mi spui dacă la biserică mai mergi. Nu merg atât de des, adică mai merg uneori cu mama mea. Sărbătoare în care îți petreci timp cu familia și ai tot timpul să, nu știu, să ai sufletul cât mai cald. Vei merge de înviere la biserică? Sigur, da. Mai mergi la biserică? Da, eu merg, sigur. De ce mergi la biserică? Fiindcă simt că așa mă ajută pe mine sufletește și psihic. Preoții organizează în ultima perioadă diverse activități pentru a atrage pe tineri spre biserică.